ce azi au loc două ședințe. Cea ordinară trebuia, pentru că avem două proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, care cel târziu, mâine dimineață, la 10:11, trebuie să fie transmise către ADR. Sunt cele pentru proiectul cu anvelopare clădiri publice, Cobălcescu, Școala 2, Georgenescu și DASU. Și am adăugat și celelalte puncte care erau pe ordinea de zi și iată ședința ordinară de luna aceasta, iar la ora 16, cealaltă ședință de investire și de punere în jurământ. Domnii președinți, domnule primar, stimați colegi consilieri, stimați invitați. În conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 724/2017, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 23.06.2017, orele 14.30, în sala de ședințe din strada Vasile Alexandrin, numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt în interes sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de 3 locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor aplicabile valorii de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești pentru anul 2017. Comisia de urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 72 din 19.05.2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se pune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 73 din 19.05.2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat.
Da. Continuăm cu ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, ședința ordinară din data de 23 iunie 2017. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 17 consilieri. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare, la începutul ședinței trebuie să aprobăm cele trei procese verbale care au fost întocmite la ședințele din luna mai, ședința ordinară și cele două ședințe extraordinare. De aceea vă consult dacă aveți obiecțiuni sau completări față de conținutul publicat pe site al acestor procese verbale. Nefiind obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 19 mai. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt, abțineri nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat procesul verbal al ședinței. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 24 mai. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri nu sunt. Aprobat în unanimitate. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 31 mai 2017. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței ordinare extraordinare din 31 mai. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi ședinței de astăzi. Mulțumesc. Domnule primar, doamnă și domnilor consilieri, stimați invitați, supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești în anul 2017. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. La comisie domnul Iulian a întârziat. Aș vrea să întreb dacă e de acord cu proiectul. Da. Da? Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Comisia de Urbanism, scuzați. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi a fost adoptat. Proiect 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de 3 locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. De acord, membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor aplicabile valorii de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești pentru anul 2017. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Da. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 72 din 19.05.2017. Inițiator primarul Municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Da. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost adoptat. Și ultimul, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 73 din 19.05.2017, inițiator primarul Municipiului Moinești.
Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul ultim, diverse. Dacă cineva are ceva de comunicat. Dacă nu, declarăm închis ședința Consiliului Local și ne vedem la ora 16 la ședința extraordinară de validare a primarului orașului Mâineștiului.